Comisia Electorală Centrală a înregistrat până luni 23 septembrie 8 candidați la alegerile prezidențiale din 20 octombrie. În ultimele 3 zile au fost înregistrați 4 candidați. Este vorba despre Ion Chicu, desemnat de Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Irina Vlah, înaintată de un grup de cetățeni, Octavian Țicu, desemnat de Blocul Electoral Împreună, și Andrei Năstase, candidat independent. Autoritatea electorală precizează că alte 4 dosare se află în proces de examinare. De asemenea, CECA a înregistrat și simbolurile electorale ale candidaților pentru imprimarea în buletinul de vot la alegerile prezidențiale. Anterior au mai fost înregistrați în cursa electorală pentru șefia statului Alexandre Stoianoglu, susținut de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Maia Sandu, desemnată de Partidul Acțiune și Solidaritate, Renato Usatăi, delegat de formațiunea politică Partidul Nostru, și Vasile Tarlev, desemnat de Partidul Viitorul Moldovei. Alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional privind aderarea Moldovei la UE vor avea loc în data de 20 octombrie.